Sonic era qua un post, e vorba di Andrei, era parlato tanto, tanto, tanto di un video, e se pare che il gruppo di Sonaro abbia vinto, e andremo con queste parti di Giovanni, con Sonaro di Dana, e con il nostro fratello Giovanni di Anno Trecut, și acum două săptămâni, împreună cu dânsul și cu fratele Marco, fratele și sora sunt de la Biserica Baptistă Șoiga din Arad, un alt frate italian, Marco, sunt de la Biserica Baptistă Grădiște, de Tel din Arad, și împreună am fost în Oltenia, în urmă cu două săptămâni, sunt niște frați deosebiți, am avut acolo mărturia întoarcerilor la Domnul, și duminica trecută am fost acolo comisionat un botez la Plența și mulțumim Domnului că 13 suflete duminica trecută l-au mătuisit pe Domnul în apa botezului. În timpul care a rămas, aș vrea să am câteva gânduri din textul acesta care l-am citit. Versetele acestea se vor întâmpla cronologii peste ceva mai bine de două săptămâni. Știți că nu duminica viitoare, cealaltă duminică, intrăm în săptămâna mare. Și versetele acestea care l-am citit sunt spusele lui Pilat. De fapt, versetul 4 începe cu Pilat, versetul 5 se termină cu Pilat. Și aceste lucruri au fost spuse într-o zi de vineri, în ziua în care Domnul Iisus avea să fie omorât. Îmi pare rău că, probabil, anul ăsta e primul Paște, de când nu știu când, dacă va fi cu voia Domnului, nu o să fiu împreună cu familia România, o să fim plecați. Și am zis, măcar acum, că duminica viitoare, subiectul e obligatoriu, unde o să fiu despre altceva și am zis, măcar plec înainte de Paște să intru un pic în atmosfera asta a celei mai mari sărbători care are creștinismul, sărbătoarea morții și învierii Domnului Iisus. Dragii mei, aș vrea să vă spun că Pilat acesta despre care am citit, care a trăit în urmă cu 2000 de ani, acest păgân care nu prea a avut el multe cu Dumnezeu. Așa mă gândesc că am ca fratele Giovanni înainte să se pocăiască. Cam atât o fi avut și Pilat cu Dumnezeu, cât o cu fratele Giovanni. Dar Pilat acesta, păgânul acesta, a pus două întrebări care răsună peste viacuri. Și-a făcut două afirmații colosale. Pilat. Nu mi-e vine să cred. Și aș vrea, în momentul de care urmează, să vorbesc despre onoarea de a fi om. Onoarea de a fi om. Mama mea a fost o mărturare în urmă cu câțiva ani. Murea un frate pocăit de 40 și ceva de ani. Și mi-a spus la telefon, când a fost la mormântare, și a fost la mormântare și predicatorul ăla tot asta repetat, până te-ai săturat, zice, că ăla care a murit a fost pop. Și am zis, mamă, înseamnă că l-a lăudat cum nu se putea mai tare. Dragii mei, e mare lucru să fii om. E mare onoare să fii om. Am cam pierdut noi din ce înseamnă, din esența acestui cuvânt. A fi om. Pilat, într-o zi de vineri, la balconul unei case de pe Via Dolorosa, a venit la braț cu Fiul lui Dumnezeu, cu Domnul Iisus, și l-a prezentat în fața unei mulțimi nebune. Și a spus așa, ia
oare ce a vrut Pilat să spună prin cuvintele acestea? Oare ce e atât de interesant? Înainte să intru în subiectul acesta, să vedem ce afirmație colosală a făcut Pilat. Aș vrea, înainte, foarte pe scurt, două întrebări pe care omul acesta le-a pus acum 2000 de ani. Și trebuie să mi le pun și eu și trebuie să ți le pui și dumneavoastră. Pilat acesta a scris multe, a întrebat multe și a afirmat multe. Știți că pe crucile de la intrarea în localități sunt scrise acolo 4 litere. I, N, R, I. Știți cine a scris însemnarea asta pe crucea Domnului Iisus acum 2000 de ani? Știți cine a scris? Pilat. Și de 2000 de ani până azi, pe cruci stă scris I, N, R, I. Adică Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Au venit iudeii la el și au spus, nu scrie așa, n-ai scris bine. Scrie așa, el a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Pentru noi nu e împărat. Așa se crede el. Scrie că el a spus asta. Ei au crezut că se joacă cu Pilat ca și cu un evreu de rând. Și știți ce le-a răspuns Pilat? Băieți, ce am scris, am scris. Și nu se șterge. Multe a scris, a întrebat și a afirmat Pilat. Revenind la cele două întrebări monumentale peste evrei, prima este în Ioan 18:38. Pilat i-a zis, Domnul Iisus, ce este adevărul? Nu e așa că e mare. Nu e așa că lumea de azi e tare departe de adevărul de noi. Suntem cufundați în minciuni și trăim într-o lume în care zace în cel rău. La televiziune au zis de oameni care mint, patroni care mint, angajați care mint, cum spunea fratele Giovanni, politicieni care mint, și nu numai la noi, când am fost în Israel, în Țara Sfântă, vorbeam cu ghidul de acolo și am zis, bă, politicieni ca noi n-are nimeni. Aia zice, s-o credeți voi. Vă zic, mincinoși ca noi, nu cred că există pe planetă. Zice că trebuie, fii atent, cu anoști îi credem numai dacă ne spun un lucru. Care? Dacă ne spune că nu ploaie din aprilie până în octombrie, știm că nu mint. Și atunci am venit, băi, nu deja v-a scris în Biblie că nu se potrivește ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește mintea pentru un nebun. Zice, la noi nu plouă, e primăvara până toamnă. Dacă spun asta, nu ne mintem, suntem siguri. Astăzi, dragii mei, peste tot, îi multă minciună. Dar știți ce e trist? Că e minciună în afară, în lume, o vedem și nu avem ce face. Problema dureroasă este că astăzi se predică multă minciună. Aici este durerea cea mai mare. Astăzi se seamănă sămânță otrăvită mai mult oricine. Dragii mei, e atât de greu să discern astăzi cine predică Cuvântul lui Dumnezeu cine predică datum și doctrine făcute de oameni. Și mă gândesc că în Matei 13, Domnul Iisus spune prima pildă. Acolo sunt 7 pilde
pentru un singur capitol. Prima pildă pe care Domnul Iisus îi spune ucenicilor este pilda semănătorului. Sămânța din pilda aceea este Cuvântul lui Dumnezeu. Pământul este inima omului. Biblia vorbește despre aproape 100 de feluri de pământ, adică de inimă. Dragii mei, dacă cuvântul curat, semănat în pilda aceea, a adus rod, în câte pământuri, din patru, într-unul singur, ce să ne mai așteptăm azi? Când oameni și lideri bisericești predică minciuni. Ce este adevărul? Dragul meu, unde cauți dumneata adevărul în cea mai importantă problemă a vieții? În problema veșnicii. Oare unde cauți? Fratele Giovanni spunea că a citit Biblia într-o săptămână. Domnul Iisus spunea în Ioan 5:39, cercetați Scripturile. Dragul meu, pentru cea mai importantă problemă a vieții tale, veșnicia, unde cauți adevărul? Domnul Iisus spunea în Ioan 17:17, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Dragul meu, unde cauți adevărul? Cauți la oameni? Îl cauți în învățătură făcută de oameni? Sau îl cauți în cuvântul lui Dumnezeu? Ioan 14:6, Domnul Iisus spunea, eu sunt calea, eu sunt adevărul. Unde cauți adevărul? Prima întrebare următoare. Și a doua întrebare care ne sună peste viață, Matei 27:22, Pilat întreba, ce să fac cu Iisus? Dragii mei, cel mai important eveniment din viața lui Pilat s-a consumat în ziua aceea când îl avea în față pe Fiul lui Dumnezeu. Întrebarea lui era, ce să fac cu el? Dragii mei, Pilat a vrut să răspundă alții în locul lui. Citiți în istoria scrisă din Săptămâna Mare, îl trimite Pilat pe Domnul Iisus la Ierod să răspundă el la întrebare. A scăpat Pilat de răspuns? Domnul Iisus vine la cum? Nu Pilat, tu. Tu trebuie să răspunzi. Tu trebuie să hotărăști. Tu trebuie să decizi. A apelat la mulțime. Și a scos în față pe un tâlhar și pe Fiul lui Dumnezeu. Pe care să-l elibereze? Să răspundă mulțime. Dar nu Pilat. Tu trebuie să dai răspuns. Dragul meu, orice om în lumea asta trebuie să răspundă la această întrebare veche de 2000 de ani. Ce faci cu Iisus? Numai nu uitați. De răspunsul care îl dau și de răspunsul care îl dai atârnă
Biblia spune așa. Iată, eu stau cu și șeva. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, ce să faci cu Iisus? Știți ce vrea Domnul Iisus de la noi? Ne vrea vilele, mașinile, banii, talentele noastre. Credeți? În Cartea Proverbelor, înțeleptul Solomon spune, fiule, dă inima și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Fiule, dă inima. Dacă aude cineva și deschide ușa. Nu e obligat. Ne-a dat Dumnezeu o libertate teribilă la fiecare dintre noi. Să mergi cu diavolul în focul veșnic pentru eternitate, unde va fi plânsul și scârțirea dinților. Sau să fii cu Stăpânul Universului. Și Domnul Iisus spune în Cartea Apocalipsa, cel ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul de domnie. Ești liber să alegi. Sunt liber să alegi. Ce faci cu Domnul Iisus? Niciun om nu va scăpa să dea un răspuns la întrebarea asta. S-ar putea să fie prea târziu. S-ar putea să răspunzi aici. Și vei fi fericit pentru eternitate. Fiindcă timpul este înaintat, aș vrea să mergem la cele două afirmații monumentale ale lui Pilat. Două întrebări. Ce este adevărul și ce faci cu Iisus? Și cele două afirmații care le-am citit în Luca, în capitolul, în Ioan, în capitolul 19, în seara aceasta. Și prima afirmație este aceasta, în versetul 4. Vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nici o vină în omul acesta. Știți ce au spus evreii despre Domnul Iisus? Știți care a fost concluzia Sanhedrinului când l-a judecat în acea seară de joi? Matei 26, cu versetul 66. Este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Asta au spus liderii religioși, evreii. Este vinovat. Și a venit păgânul acesta Pilat. Omul chemat să împartă dreptatea romană. Și a spus în fața unei mari mulțimi de oameni. Vi-l aduc aici afară. Ca să știți că nu găsesc nici o vină în omul acesta. Poate unii vor spune, bă, Pilat ăsta a fost un om sentimental. Cum să-l vadă, să-l bată și să-l omoare pe Fiul Dumnezeu? Așa să fi fost? Citiți în Luca 13, primele versete, și veți vedea acolo, într-o împrejurare, că Pilat ăsta amestecase sângele unor galileieni cu jertfele lor. Gândiți-vă ce om cru și nemilos. Poate unii vor spune, n-a studiat bine cazul. N-a vrut să intre în profunzime.
mulțime, așa, o spus și el să fie spus ceva. Nu e adevărat, dragii mei, și Luca, în capitolul 23, găsim detaliul acesta și în versetul 14 din Luca 23 spune așa: mi-ați adus înainte pe omul acesta ca pe omul care a țins norodul la răscoală. Și iată că după ce l-a cercetat cu diamănunt, până în cele mai mici detalii am studiat cazul și l-am adus înaintea voastră și nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile pe care le părâți. Și versetul 15, nici rod nu i-a găsit, nici o vină. Citeam în urmă cu câțiva ani, în revista Știri din Israel, că după 2000 de ani, povara sângelui îi apasă încă pe evrei. Și se spune că s-a redeschis în urmă cu câțiva ani procesul Domnului Iisus. Și acum, după 2000 de ani, știți ce au declarat? Cu singura ție, toți au spus nevinovat. Dar prea târziu. Toate lucrurile de sub cer, de sub soare și au venit nevinovat. Dar prea târziu. Nu găsesc nicio vină în ea. Și a doua afirmație care răsună peste viață, o găsim în versetul 5 din Ioan capitolul 19. Iisus a ieșit deci afară purtând cununa de spin și haina de cur. Aceea care a fost în Țara Sfântă, veți vedea că din cele 14 stații de pe Via Dolorosa, care nu are nicio treabă cu Biblia, așa ca o paranteză, tot prin comerț și interes și bani, pentru asta s-au făcut 14 stații, să fie 14 puncte unde să-ți vândă suveniri și să știți că să fac bani frumoși pe mintea unor fraie, care la bar n-au ce scrie și ce să face astăzi în Israel. Între stațiile 2 și 3 pe Via Dolorosa, mi-a plăcut un lucru. Pe zid, pe o placă de marmură, este o biserică care se numește Biserica Ecce Homo sau Iată Omul. Am dus cu vântură de urmă cu 2000 de ani. Probabil la balconul acelei case sau unei case pe acolo prin zonă, Pilat a venit de braț cu Domnul Iisus. În fața unei mari, mari mulțimi de oameni. Și l-a prezentat în felul acesta. Iată o. Mă gândesc cât de elegant, tras la patru ace, era Pilat. Și mi-l amintesc și mi-l imaginez pe Fiul lui Dumnezeu. Purtând cunună de spin și haina de purpură. Și Pilat a spus, iată. Dragii mei, în câteva gânduri aș vrea să vorbesc despre aceasta, despre onoarea de a fi. Oare ce a vrut Pilat să spună? Ce a vrut păgânul acesta să spună așa de important când a făcut această afirmație privitoare? Iată. Ne întoarcem în Vechiul Testament să răspundem la întrebarea asta. În Geneza, capitolul 1, cu versetul 26.
Dragii mei, să nu uită, suntem fii de Dumnezeu. Suntem purtători de Dumnezeu pe pământ. Și Dumnezeu să ne ajute. Când a ajuns primul om pe lună, Armstrong, un învățător de la o școală biblică din Chicago, știți ce a spus omul ăsta prima dată când a ajuns pe lună? Înaintea lui a ajuns micuțul ăla Gagarin, de 1,60 m în spațiu, și cât a fost de mic, atât a fost de mare în gură, când a venit înapoi și a spus, a fost în cer, și nu l-am întâlnit pe Dumnezeu. Așa cum spunea și Giovanni. Să-mi răspundă mie Dumnezeu la niște întrebări. Așa a făcut și Gagarin. A fost în cer și nu a venit Dumnezeu să dea mâna cu mine. Și nu a fost mai aproape de el. Numai că l-a trântit Dumnezeu la pământ. În 1968, la 34 de ani, și-a închis gura pe veac. L-a îngăduit Dumnezeu 34 de ani și-a închis gura. Dar Armstrong, primul om care a ajuns pe lună, știți ce a spus omul ăsta? A recitat Psalmul 8, cu versetul 3, unde spune așa. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, și îmi zic, ce este? Ca să te gândești la El și Fiul omului, ca să fac de final, l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Puțin mai prejos. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucruri mâinilor tale, toate le-ai pus la picioarele lui. Medita David în Psalmul 8, probabil în splendoare mai serte mare, și medita la ce suntem. Ce este omul? Ce suntem? Suntem fii ai Marelui Stăpân. N-am apărut în întâmplare, într-o lume apărută dintr-un Big Bang. Suntem chipul și asemănarea de Dumnezeu. Suntem oameni. Slăviți să fie. Dar, dragii mei, trec câteva capitole în Biblie, în Genesa sau nu, pe când Dumnezeu a zis să facă oameni, face om. Și în Genesa 18 sunt distanță 17 capitole, dar sunt 2000 de ani. În Genesa 1, în Genesa 17, 18 sunt 2000 de ani. Și în Genesa 18 găsim o cetate, o metropolă faimoasă, de atunci și până azi. Sodoma. Știți, mă, deja a fost faimoasă cetatea asta? Știți, mă, deja a fost faimoasă? Pentru păcat. Și vine Dumnezeu la Avram. Și spune Avram, metropola asta mare, o să o prăpădesc. O să aduc judecata pentru păcatul lor. Și vine Avram, prietenul lui Dumnezeu și zice, Doamne, dacă vor fi 50 de oameni, oare vei prăbăni? Și Dumnezeu zice, dacă vor fi 45, dacă vor fi 40, dacă vor fi 30, și prinde Avram curaj, tot din 10 în 10, prima dată nu coboară la 5. Și negocează cu Dumnezeu până la 10.
10 oameni buni. Sodoma va rămâne în picioare. Dragii mei, avea mare de oameni și Sodoma 10 oameni adevărați? Nu. Știți ce a venit? Foc și pucioasă. Pentru că marea cetate Sodoma nu apusese 10 oameni ai lui Dumnezeu. Mergem mai departe în Vechiul Testament și în cartea profetului Ieremia, capitolul 5, cu versetul 1, Dumnezeu spune așa. Cutreierați ulițile Sodomei. Cutreierați ulițile Ierusalimului, uitați-vă, întrebați și căutați în piețe dacă se găsește un om. Dacă este unul care să apropiască ce este drept, care să se țină de adevăr, și voi ierta Ierusalimul. Am spus, Doamne, nu te înțeleg. În Sodom ai căutat 10 și n-ai găsit. În Ierusalim ar trebui să cauți 100. Că e poarta popoarelor. E cetatea sfântă. Și Dumnezeu vine prin profetul Ieremia și spune așa. Cutreierați ulițile. Uitați-vă, întrebați, căutați, duceți-mi un om. Și voi ierta Ierusalim. Știți ce trebuie să știm? Profetul Ieremia a avut mesaj din partea Domnului cu 40 de ani înainte de Dumnezeu. Dumnezeu știa că mai sunt 40 de ani. Cu 40 de ani înainte de prăpădul Ierusalimului, Dumnezeu a căutat un om. Dați-mi un om și voi ierta Ierusalimul. Mergem mai departe și în cartea profetului Ezechiel, capitolul 22, cu versetul 30. Dumnezeu spune așa. Caut printre ei un om care să înalți un zid, să stea în jurul păsfărturii înaintea mea. Pentru țară. Mai trecuseră 33 de ani de la Ieremia până la Ezechiel. Mai erau 7 ani. Și Dumnezeu tot caută. Mai erau 7 ani. Și Dumnezeu, dacă spunea în Ieremia 5:1, dați-mi un om și voi ierta Ierusalim. Vine în Ezechiel 22 cu 30 și spune, dați-mi un pom pentru țară. Ca să nu prăbădesc. Un pom care să nați un zi. Un pom care să stea în spate. Dragii mei, cât de disperat caută astăzi Dumnezeu astăzi. Să stea în spătură, să n-ați zis. Și parcă nu mai sunt. Caut un om.
cu 37 ani. Și vine prăpădul lui Dumnezeu, cum a venit peste Sodom, și a venit peste Ierusalim. Și templul din Ierusalim, fala puterii voastre, așa cum spune Biblia, a ajuns trântit la tot. Pentru că Dumnezeu n-a găsit un om. Uitați-vă în Vechiul Testament, Dumnezeu ne-a făcut oameni după trebuie și așa ne-am degradat în istorie și Dumnezeu a căutat cu disperare oameni. Și a venit o zi. După ce atâția ani Dumnezeu a căutat oameni. A venit într-o zi păgânul Pilat și l-a prezentat pe Fiul lui Dumnezeu în fața unei mari mulțimi care striga răstignește-l, răstignește-l. Și a făcut această senzațională prezentare. Iată. Un om pentru Ierusalim, dați-mi un om pentru o țară. Și a venit Pilat și a spus, uitați-vă, de acesta a făcut. Iată omul căutat. Și slăvit să fie Dumnezeu că Ioan 3:16 spune, fiind atât de mult a iubit Dumnezeu Ierusalimul, fiind atât de mult a iubit Dumnezeu țara lui Israel, atât de mult a iubit Dumnezeu? Nu. Pilat a prezentat un om pentru o lume. Un om pentru lumea. Slăvit să fie Dumnezeu. Este un singur mijlocitor și este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus. Hristos. Dragii mei, e mare lucru să fim oameni. Și Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 13, spune, vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni. Amin. Dragii mei, o să vă mai citesc un verset din Vechiul Testament, unul din Noul Testament și apoi să închid. Dragii mei, e mare lucru să fim împărat. Marele împărat David știa foarte bine asta. Și în 1 Regi, capitolul 2, cu versetul 2, spune Biblia, David, versetul 1, se apropia de clipa morții și a dat în număr fiului său, Solomon. Parcă pe ce tablou. David și Solomon. E un mare oameni. Unul de la mari oameni. Mari titane ai credinței. Mari oameni al lui Dumnezeu pentru totdeauna. Când David se apropie de clipa morții, își duce băiatul acolo cu lumea el, propatul de moarte. Și știți ce a spus? Versetul 2. Marele David a spus asta. Eu plec pe calea pe care merge la pădure. David, tu cel mai mare împărat, omul după inima lui Dumnezeu, și tu trebuie să te recunoști. Observați câtă serenitate în fața morții. Pruncul meu, pe calea asta mergem toți. Și pe calea asta mă duc și eu. Primul lucru. Al doilea lucru. Pruncul meu, îmi ferește. Pe calea vieții vei avea multe lupte de purtat. Noi, oameni, multe lucruri au David
în viața lui important. Și multe lucruri cu cei de aproape în casa lui. Multe lucruri avem și noi de purtat astăzi. În călătoria asta, dinspre Babilon, înspre Ierusalim, multe lucruri avem de purtat. Fii tare. Dacă vrei să vivești, dragul meu, fii puternic. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți pe ce am duit și veți duit și voi. Fii tare. Fiți tare. În cei noi vor ajunge numai aia care sunt din viitor. Și în al treilea rând, i-a spus David lui Solomon, nu uita să fii, să fii mort. Dragii mei, am cam pierdut esența a ceea ce înseamnă astăzi să fii om. Nu uitați, Dumnezeu caută oameni. Și dragii mei, să ne ajute Dumnezeu la fiecare dintre noi să fim oameni adevărați. Și mai citesc un singur verset cu care închei Apocalipsa 21 cu versetul 3 și spune aici așa: și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu cine? Oameni. Dragii mei, în Împărăția lui Dumnezeu vor ajunge aceia care aici au fost oameni. Pilat l-a prezentat pe Domnul Iisus mulțime și a spus: acesta este omul. Uitați-vă! În Geneza 22 cu 7 este o paralelă atât de frumoasă cu afirmația lui Pilat. Când Avram mergea cu Isaac pe muntele Moria, Isaac întreabă: Tată, iată focul și lemnele, dar unde este mielul? Știți când a primit răspuns întrebarea asta? Ioan nu a făcut o lucrură. Știți că tot trecut din Geneza 22 până în Ioan 1? Știți câți ani au trecut? 2000 de ani. 2000 de ani. Și a venit Ioan Botezătorul și a dat răspunsul la întrebarea aceea din Geneza. Unde este mielul? Și a venit Ioan Botezătorul și a spus: iată mielul lui Dumnezeu. Acesta este mielul. Acesta este omul. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni. Amin. Purtător de Dumnezeu pe pământ. Pentru că suntem